Voi găti o vită a la Lino Golden. Cum o să zice? Salutare, sunt Lino Golden. Eu îmi scriu declarația pentru că astăzi vom filma un vlog în care voi găti o vită a la Lino Golden, așa că facem declarația pe propria răspundere, să ieșim la magazin pentru un scurt timp pentru că nu mai avem în casă cam nimic, că am mâncat într-una ca porcii. Și da, hai să scriem cererea. Hai să coborâm la Lino Mobil. Renato e gata să scrie declarația și el și o să mergem la magazin să luăm ce ne trebuie pentru rețeta de azi. Faci plating-ul? Eu fac plating ca de obicei, eu ies cu sosul, eu cu... Bun, perfect. Niciodată nu ieșim la magazin sau oriunde ieșim, fără măști, fără dezinfectant care e lângă tine acolo. Bam, ne dezinfectăm, bam, frumos, volanul. Stai așa. Bun, îl dezinfectăm pe Renato. Ma. Bun. Dezinfectăm și clanța, mânerul de la ușă. Bun. Și plecăm la magazin să luăm vită, ciuperci, orez, poate ne alunecăm mâna pe volan și o să gătim. Reni filmează. Nenea din magazin s-a supărat un pic pe noi că filmam, așa că o să mă filmez singur ca să nu atragem prea multă atenție. Am luat... ce-am luat? Am luat vita, din păcate mai era doar una. Nu trebuie să mănâncă toți vita. Am luat vita, urmează să luăm ciuperci. Și să vedem ce ne mai trebuie pentru acasă. Oh, și this is like... barbecue sauce for vita. Un sare trep pentru un băiat trep. Dar ce arată atât de mult pentru doi oameni? Pentru că suntem trei oameni. Să dezinfectăm după ce am atins lucrurile din magazin. Pentru că am rămas fără mânuși și nu se găsesc. Cine are mânuși, hala aici îl bol. Primite-ți aici niște mânuși. Dezinfectează-te. Wait. Bun. Asta fac pentru că cu mână filmez. Bun, hai să mergem să dăm un jet pe mașina aici lângă casă, frumos. Am terminat cumpărăturile. Mergem să dăm repede un jet pe mașină că e foarte, 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 foarte jucoasă. Hop, toate gropile le-am luat. Toate gropile, bordurile. Luați-vă mărci. Ok, luați-vă mărci. Acum tricouri și niște măști. Ai văzut că mai nou mărci scrie mărgăi? Da? Da. Zi-mă. Sunt mesaje cu vreau și eu mărci. Mărci de mașină. Da, mărci. Sau mărci în bani. Da. Românile. Să rămână doamnă. Spălăm un pic. Opa. Am făcut poze. Spălăm un pic mașina pentru că era foarte jepată. N-am mai spălat-o de vreo niciodată. Nu uitați, luați-vă mărci, luați-vă tricouri, da, moda, tot. Am ajuns acasă în sfârșit din lunga noastră călătorie la magazin. Ne-am prins să facem niște poze, mașina e curățică în sfârșit. Mergem acasă să gătim rețeta. Let's go! Perfect, acum o să dezghețăm carnea. Pentru că am fost să cumpărăm carne, dar n-am dat seama că mai aveam carne, deci nu e nimic. Bam, o bucată. Chef Lino with the beef. Dacă vreți beef, luați beef de aici. E singurul beef pe care poți să-l accepti. Bun, dăm. Cât ori avea? Una are... Cât să nu scrie ce gramaj are? Ba da, lângă lei. 300 de grame cu 300 de grame, 600 de grame. O să stea la defrost timp de 15 minute. Mă rog, între timp o să scoatem aici tot. O să facem un risotto. Dar mai pune nimic dacă nu prea mai avem. Aba, dar mai avem unul. Bun, risotto. Sare. O să pun un pic de soia dulce. Și de asta le-am cumpărat acum. Asta de la aici. Cel mai bun sos. Pentru că îmi place foarte mult să mănânc picant.
Este o combinație între și tabasco și sriracha, dacă le știți, bombă. Hai că sunt bun. Nu o să folosim ulei de măsline, o să folosim un spray. S-a murdărit, a curs sosul de soia. O să folosim un spray de ulei de cocos. Și cam atât. Opa, nu dă rămas pe aici, scoate întâi asta. O curățăm cu o ștergem un pic în căie. Bam, tigaie is ready. We need like this stuff called oală. Are you sure you want to put this vlog speaking like this? No, gata, ok, să ne revenim. Apă punem. Sare. Cam multă sare pe mine. Sare. Și acum așteptăm să se defrosteze, să se dezghețe vita și revenim. Oficial am scos carne, am pus-o la prăjit. Urăsc când sare uleiul. Stai recu acolo. Au. O să punem niște sare, sperăm că nu o să sare pe noi. Sarea? Uleiul, a sărit un pic. Orezul a început să se umple. Punem niște condimente pe carne. Bam! Bam! Pune și partea asta puțin, de la... Desigur, o punem și niște sărită și aici. Din nou, am lăsat capacul. E tot aproape gata, mai avem doar... Bam! Și percile la călit. Știi schema asta? Mm-hmm. Bun, lăsăm și perci un pic la călit, am făcut bucătăria varză. Risotto e... Very nice risotto. Vlogul s-a încheiat, bucătăria e varză, cam asta a fost. Sper că ați văzut cum pot eu să gătesc. Renato a făcut platingul. Eu am fost în Ogolden, nu uitați să dați like, să vă abonați, follow pe Instagram. Luați-vă mărci, vă pup! Pâs, stau cu spray peste tot. M-am plictisit de moarte cu aer, jur că nu mai pot. Pâs, dau cu spray-ul peste tot. M-am plictisit de moarte cu aer, jur că nu mai pot.